Salut, dragii mei și dragile mele! Bine ați venit și bine ați revenit în comunitatea noastră! Astăzi, un filmuleț la solicitarea medicului ginecolog. Când am fost la ultima vizită profilactică, mi s-a spus și m-a întrebat: Doamna Veronica, v-ați făcut plastică vaginală? Vai de mine! La vârsta mea și de ce îmi trebuie dacă fac sport? Și m-a rugat să public exercițiul principal care ne ajută să ne menținem centrul feminității sănătos. Dacă bărbații vizionează acest filmuleț, vă rog să recomandați și doamnelor voastre pentru sănătatea feminității. Recomand acest exercițiu să-l faceți dimineața, timp de o minută, poate și două, poate și trei. În special, este recomandat doamnelor în menopauză, dar și pentru cele tinere care sunt infertile, care au tonusul muscular scăzut, care au hipoplazia uterului, este benefic pentru tonizarea mușchilor vaginali, este benefic pentru tonizarea mușchilor vaginali, tonus muscular, menținerea mușchilor pelvieni, deci menținerea centrului feminității, menținerea suportului bazinului inferior. Nu mai zic de întărirea oaselor bazinului și a articulațiilor coxofemorale. Deci se face foarte simplu. Acest exercițiu se mai numește poza ghirlandă. Dați să începem să vă arăt. Cum se efectuează acest exercițiu? Poziția dreaptă, tălpile pe diagonală și ne așezăm în pirostrii. Deci ne așezăm bine, bine la început tălpile, unim mânuțele la nivelul pieptului și fixăm coatele la nivelul genunchilor, îndreptăm spatele, respirăm și în poziția aceasta stăm un minut. Se îmbunătățește circulația sângelui, are loc purificarea vaginului, are loc extinderea mușchilor a etajului inferior, se îmbunătățește zona coxofemurală. Acționează acest exercițiu la funcția intestinului. Este un bun exercițiu pentru cei care au hemoroizi. Puteți să adăugați și exercițiul Kegel. Pentru cei care au fisuri anale, infertilitate. Dați să numărăm. Au trecut 30 de secunde. 30. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Vă recomand să implementați acest obicei în fiecare zi, timp de 3 luni de zile. Dacă îl veți aplica în practică, vă veți obișnui și va plăcea tare, tare mult. Acum vreau să vă arăt cum trebuie să țineți spatele drept. V-a plăcut exercițiul? Scriți, vă rog, în comentarii. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez, dragile mele, și vă doresc un centru feminin sănătos. Cu drag de voi!